Țin minte și acum că una din recomandările lor era să ne întâlnim, să facem gilde, adică grupuri de lucru cu alți cursanți, unde să ne întâlnim preferabil săptămânal sau cum vrem noi, dar să ne vedem cât mai des și acolo mi-am dat seama că noi consumam aceeași informație, urmam același curs, eram 5 persoane din Timișoara și ne întâlneam toți în fiecare săptămână să dezbatem ce am învățat în săptămâna respectivă, prin ce informații am trecut, ce am aplicat, și de multe ori aveam surpriza să vedem că noi, cinci oameni, cu aceeași informație în față, înțelegeam informația asta respectiv. De ce? Suntem suma perspectivelor prin care a trecut fiecare persoană. Podcastul Banii Vorbesc este realizat în parteneriat cu XTB. Bine te-am găsit la ultimul episod Banii vorbesc din acest sezon, sezonul 7, 31 de episoade cu tot cu, cu, acesta, un sezon foarte lung, cel mai lung de până acum, un sezon în care am început să fim prezenți pe YouTube destul de mult, dacă din 2017 și până acum am fost doar audio, cumva se vede că suntem podcastul numărul 1 pe zona asta de investiții pe iTunes și pe, și pe Spotify, Unva încercăm și pe partea asta de YouTube, și eu zic că am crescut destul de frumos uh, în acest an, și o să urmeze un alt an mult mai mult mai interesant. Uh, închidem, închidem sezonul cu un episod despre, să zic, dezvoltarea activă a surselor de venit sau cumva despre partea asta de a ne, uh, a ne crește venitul și sursele, în special pe zona asta de online. Uh, vreau să vorbim despre cum putem să facem bani online. Vreau să. Aflăm de la invitatul, invitatul meu cum să dezvoltăm și cum s-a dezvoltat el, cumva, sursele de venit online și, nu știu, toate lucrurile pe care le face în online. Invitatul meu este Adrian Petrașca. L-am cunoscut acum câțiva ani când am făcut parte din aceleași echipe, să zic, de lansări foarte, foarte mari în România, despre care cred că o să vorbim în acest episod dar de atunci l-am tot urmărit și mă bucur că este o persoană care promovează cât se poate de mult dezvoltarea unui business online. O să vorbim și despre proiectul lui funnelacademy.ro și o să vedem cu ce se ocupă el în mare parte. Mulțumesc, Adi, că ai acceptat invitația mea. Laurențiu, eu îți mulțumesc, este o onoare să fiu aici alături de tine, pentru că încă de la primele noastre interacțiuni mi-a arătat și mi-a demonstrat că ești o persoană cât se poate de serioasă, cu care îmi făcea plăcere să stăm atunci prin și să lucrăm la proiecte și uite că ani an buni mai târziu ne revedem sub această formă. Felicitări pentru tot ceea ce faci, îmi place că aduci educație de calitate înspre cei care te urmăresc și asta face parte și din misiunea mea, deci mă bucur nespus de invitația pe care mi a oferit-o de a fi aici. Mersi tare mult, mersi, mersi mult de cuvinte și mersi că ai acceptat invitația. Și începem așa, poate, pentru că cei care mă urmăresc pe mine sunt mai mult pe zona asta de investiții, și poate cumva nu ne conectăm așa la nivel de, de public. Și aș vrea pentru început să, te, să, să întreb așa, cine este Adi Petrașca și cum a luat el legătura cu online-ul și cu afacerile online? Să merg pe varianta mai foarte lungă sau să-ți spun. <laughs> hai să luăm așa, mediu, hai să luăm așa. Ok. Mediu. De ce spun asta? Pentru că, la fel ca am multe persoane care nu prea vorbesc despre asta, și am început cu failuri, cu tot felul de încercări, scriam pe internet cum să faci bani online. Mi-aduc aminte că încă din studenție încercam să fac orice ca să-mi permit să ies în oraș, să ies la un țug. Na, să-mi iau și eu o haină nouă, o ceva și, na, fondurile de acasă, de la părinți erau drăguțe, dar vreau să le suplimentez și încercam tot felul de variante în studenție când am ajuns în Timișoara, pentru că aici mi-am făcut studiile și în continuare tot pe aici trăiesc deocamdată. Țin minte că aveam hub de pe complexul studențesc, unde începusem eu să vând primele produse, să încerc, aduceam pixuri cu pastă invizibilă cu care se putea copia la examene. Atât am puia mintea la vremea aia și am încercat mereu să fac câte ceva, încât să mi-aduc un venit suplimentar. Iar la întrebarea ta, cine e Adi Petrasca, e un tip care nu s-a prea integrat niciodată cu mediul de lucru, cu 9 to 5-ul, pentru că simțeam că stoarce viața din mine și atunci mereu am încercat să găsesc o oportunitate prin care să îmi generez venituri suplimentare, dacă se poate cât mai multe și cât mai frumoase, ca asta dorește toată lumea, doar că, așa cum am spus, au fost și failuri, am încercat o felul de variante inițiale, am fost și prin MLM-uri care te dezvoltă pentru că te forțează să ieși din factorul de confort, să bați niște oameni la cap, să, vină să vină prin echipele tale și, na, și asta a fost o armată bună la început. Să nu spun că nu mi-a fost niciodată rușine să lucrez și prin studenții, inclusiv în centrul orașului, aveam o mapă în mână și mai opream oamenii pe stradă să le fac chestionare. Toți credeau că vreau bani sau ceva. Nu, vreau să mi răspund la niște întrebări, că luam 30-50 de lei pe un chestionar pe care îl făceam pe stradă oamenilor. Deci, hmm, cam de pe acolo am început, ca background sunt inginer constructor care a ajuns după niște șantiere de... Am avut șantiere de peste un milion de euro mai multe, aveam centrale prin munți, am un Lidl făcut la Bistrița pe care l-am coordonat acolo ca secund în șantier. Deci mi-am bătut puțin capul și cu domeniul ăsta, m-am supărat super tare pe faptul că nu mergea și acum că povestesc că mi-aduc aminte. M-am supărat pe treaba asta, am plecat în Anglia, în domeniul hotelier, falsificându-mi pixiviu cum că știu să-mi fac o ospătăreală și a fost primul job de unde am fost dat afară. Dar în perioada cât lucram în domeniul ăsta hotelier și trăiam în hotelul respectiv, simțeam că nu-mi folosesc capul deloc. Și atunci am descoperit Forex-ul. Și țin minte că îmi făcusem cont pe o platformă, nu mai știu cum se numește sau dacă mai există, dar de câte ori deschideam acea platformă, îmi suna telefonul și... Cei de la suport îmi spuneau la ce indicator să am în grijă, încercau să mă învețe să nu fiu impulsiv. Eram foarte impulsiv și tot ce am făcut în câteva săptămâni ulterior am pierdut în o zi, când am venit între două schimburi, am deschis o tranzacție exact în direcția în care nu trebuia. Cumva ăla, asta a fost începutul. Am venit înapoi în țară, am trezit după multe schimbări profesionale, că am ajuns prin corporații călduți, frumos, în clădirile astea moderne de sticlă, dar simțeam că viața se stoarce din mine acolo. Era un mediu care nu mi se potrivea frumos pentru cei cărora le place și care cred că salariul e maximul de care ai nevoie ca să duci o viață frumoasă și cumva este un compromis foarte periculos pentru că te ține într-o zonă de confort. Am simțit-o și asta a fost cel mai greu să mă desprind de acolo pentru că de-a lungul celor vreo 2-3 ani cât a stat și prin corporație, am descoperit un curs online de e-commerce. Asta a fost până la urmă calea care m-a scos din 9 to 5 și asta a fost ceea ce pe mine personal m-a salvat, iar inclusiv zilele trecute, șapte ani mai târziu, a, eram la o discuție cu un prieten care mă întreba ce să facă. Eu am și cursurile mele online prin care învăț pe oameni cum să facă marketing, promovare și am spus că nu-i recomand cursul meu pentru că E un curs unde ai nevoie și de niște abilități minime de marketing, trebuie să fii un pic familiarizat cu ce se întâmplă în lumea asta de promovare online, să ai ceva idee pe când o persoană care vine, în cazul lui vine din corporație, unde stai, ești toată ziua cu multe proceduri, procese, Excel-uri, totul în capul tău e organizat frumos, dar nu ești obișnuit cu această lume. Și dacă vrei să vii în lume online, ceea ce am făcut eu în urmă cu niște ani, mi se pare extraordinar de pretabil și acum, adică e commerce -ul. Mai exact, nu dropshipping, nu variante de website propriu, pentru că acolo, din nou, zici, ok, nu-i dau comision 20% sau cât îmi iau o platformă de un marketplace, cum este Magul sau Amazonul, ci efectiv, îmi fac eu site-ul meu. Ok, dar dacă nu ai abilități, aduci trafic pe acest website, vei întâmpina alte probleme, alte piedici, sunt costuri mult mai mari decât procentual. Așa atunci, Ceea ce am recomandat și lui este să se apuce de e-commerce și să înceapă cu un curs în orice direcție în care vrei să intri într-o industrie nouă. Din punctul meu de vedere, un curs este ca o franciză pe care o cumperi. Tu plătești knowledge-ul cuiva care vine și îți pune în brațe niște pași pe care i-a făcut ca să ajungă la un rezultat. Și o să ajungem și la această discuție, de-a lungul ultimilor ani am promovat mai multe cursuri high ticket, mai multe cursuri care valorează peste 1000-1500 de euro, iar oamenii când aud prima dată trebuie să dea pe un curs, reacționează ca și colegii mei din anul 2016 care mi-au zis că sunt nebuni să dau 1500 de dolari pe un curs pe care l-am plătit cu cardul, cu descoperirea de card. Atâta mă duceam minte exact ce spune oamenii. Aia, aia nu e chiar așa bine, exact. dar... Nu... <laughs> Laurențiu, știi cum am calculat-o? Colegii râdeau de mine că sunt nebun, că dau atâția bani pe un curs, dar descoperirea de card era descoperirea de card. Aia o acopeream în câteva luni din salare, îmi permiteam. Dar trebuia să mut marfă de pe un continent pe altul, pentru că vindeam marfă pe Amazon în Statele Unite. Și comanzi marfa din China, că e number one în ceea ce înseamnă producție, și o duci în Statele Unite. Deci vorbim de niște investiții de... Trebuia să pornești cu niște mii bune de dolari. Descoperirea de card mi-a rezolvat cursul și după aia a trebuit să comand prima tură de marfă. Ce am făcut? M-am dus iară la bancă, am bătut la ușa lor, băi, fraților, hai să facem și un credit de, de voi personale. personale. Și-am mai luat vreo 6.000 de dolari împreună cu asociatul meu de pe vremea aia și ne-am lăsat primul nostru produs pe Amazon, care a și plecat super bine, pentru că eram într-o comunitate unde ni se dădea informația pas cu pas. Și aici vreau să... Vin cu câteva informații foarte relevante pentru cei care ne urmăresc și pentru că știu că le vorbește oamenilor foarte mult de investiții și de importanța de a se documenta. De-a lungul activităților mele despre care ziceam, failurile mele din trecut, înainte de a intra în această afacere unde m-am băgat serios în banii băncii, dar îmi permiteam din salariul de corporatist să mai trăiesc vreo 5 ani să-mi plătesc conturile, datorile, chiar dacă lucrurile nu ar fi mers. Însă, de data asta am zis că o să fac ceea ce nu am făcut niciodată înainte, nici în mlm unde am fost, nici în uh, încercările ciudate pe care le-am mai descoperit de a face tot felul de investiții care n-ar luceau o adevărată valoare, nu știu. La un moment dat mi-am ținut luni de zile un calculator deschis că la minează nu știu ce. Și pe mm. mi-am dat seama că era o țeapă, dar am încercat-o și pe aia, am mai și plătit ca să intru în nu știu ce rețea. Uh, de data asta, când m-am înscris la curs, știind că e și o sumă mai mare și o responsabilitate mai mare decât ceea ce încercasem până atunci, am zis că lucrurile vor merge cu totul altfel decât până atunci, anume. Nu o să mă mai încăpățânez să fac lucrurile cum cred eu, cum îmi spune mie intuiția, ci o să-i ascult pe autorii cursului. O să fac efectiv ce spun ei, încât nu că e responsabilitatea lor dacă cumva ajung la un fail, dar să știu că măcar eu am făcut exact ce zic oamenii cărora oricum le-am plătit o sumă frumușică și pe care Na, cumva am negociat și cu soția mea: Băi, să băgăm bani în cursul ăsta, în educația asta, dar suna super bine modelul de a face reprezentarea și consideram că mi se potrivește. Ei bine, i-am ascultat și țin minte și acum că una din recomandările lor era să ne întâlnim, să facem gilde, adică grupuri de lucru cu alți cursanți, unde să ne întâlnim preferabil săptămânal sau cum vrem noi, dar să ne vedem cât mai des și acolo mi-am dat seama că noi consumam aceeași informație, urmam același curs, eram cinci persoane din Timișoara și ne întâlneam toți în fiecare săptămână să dezbatem ce am învățat în săptămâna respectivă, prin ce informații am trecut, ce am aplicat și de multe ori aveam surpriza să vedem că noi, cinci oameni, cu aceeași informație în față, înțelegeam informația asta respectiv. De ce? Suntem suma perspectivelor prin care a trecut fiecare persoană. Unul venea din area de marketing, vreo doi venea din corporații, doi erau studenți. Uh, și, păi, era cumva ciudățel când vedeam că noi urmăm aceleași informații, le vedem diferit și asta ne-a ajutat pe fiecare să să trecem peste obstacole pe care altfel nu le-am fi trecut. Dacă nu aș fi ascultat acea simplă recomandare de a mă înconjura de oameni care fac aceeași pași odată cu mine, cred că ar fi fost încă un fel pe care îl treceam pe listă. Deci, în continuare, îi recomand oricărei persoane nu doar să se documenteze, dar să se și înconjoare de oameni care pot să vină cu informații utile. Și acum, mulți prieteni, vrem să transformăm în cercul de prieteni în cercul nostru de ma mastermind, de unde ne luăm informații. Dar vrei să-ți deschizi o afacere? Nu știu, vrei să deschizi de o langoșerie și îți întreb prietenii, păi, de ce ai face chestia asta? Sau părinții, a avut vreunul dintre ei afacere, a mers vreunul în direcția asta? De foarte multe ori facem greșeala de a solicita suport tocmai de la persoane care nu au niciun strop de experiență dar sunt din cercul nostru de oameni în care, da, avem încredere că ne sunt, ne sunt apropiați. Da, uh, păi și de regulă, mai, mai ales mentalitatea din România este că A, nu te băga, e foarte greu, e foarte mult de muncă, uh, n-ai nicio șansă, te mănâncă rechinia mari, <laughs> ceva de genul se întâmplă. Asta se întâmplase și cu colegii mei din corporație care ți-am spus că rădeau de mine la vremea aceea că mă înscriu la un curs, că plătesc așa de mulți bani, că, nu, dacă stau să mă gândesc și facultățile, că a doua a trebuit să o plătesc. Nu mi-a adus atâta satisfacție, atâtea rezultate. Ok, mi-a ducea un salar, care e un loc călduț, cum ziceam, confortabil de unde ți-e greu să pleci, dar nu mi-a adus atâta satisfacție cât investiția asta pe care am făcut-o, unde simțeam că, în sfârșit, nu mai trebuie să-i cer cuiva dreptul de a face un task în plus, de a da drumul la tot potențialul pe care simțeam că îl țin în mine și la un job, tu ești doar o cifră, mai ales într-o corporație ești încă unul care poate fi înlocuit la orice oră, care face o mică bucățică dintr-un ansamblu imens. E, aici, eu șutam, eu dădeam cu capul, tot ce se întâmpla era la răspunderea mea, da, a mea și a partenerului de business de atunci, a și a soției. Merg Hai, de ar... la urmă, ca să vorbim de business, e un business în care luai produse și videi pe Amazon. Cam nu? Asta era așa. Și cum a mers? Cum a fost? Acesta a fost începutul. Însă primul produs a fost unul pe care l-am ales foarte bine, exact conform informațiilor care ni s-au dat în curs. Vindeam niște produse sportive, bine alese, frumos, care au ajuns foarte repede best Asta însemna că sunt în top ca vânzări zilnice. Uh și am fost super încântat să văd asta. Ulterior am avut niște incompatibilități în colaborarea cu partenerul meu de atunci, ne-am cam separat, fiecare a început cu alte business-uri și proprii, tot în, în direcția asta, dar uh, mie mi-a adus foarte multă satisfacție și este un business nu ușor, dar în care nu, ai, nu depinde de tine. Tu iei marfa, ți-o duci în depozit, o dezvolți conform unor cerințe pe care înveți cum să le vezi și la ce te uiți, dar odată ce marfa ți ajunge acolo, ce tu ți-ai prezentat-o corespunzător, ți-ai făcut partea de SEO, de prezentare, de poze, de son, so activitățile tale zilnice sunt cumva limitate, că la un moment dat și stăteam să mă gândesc. Veneam de la job și mă întrebam ce mai pot să fac, măcar jumătate de oră, o oră, două, pe zi, în plus față de ceea ce făceam, să duc afacerea și mai, și mai departe. Și nu mai prea aveam ce să fac, adică nu știam în ce direcții să merg, iar atunci am decis să merg și mai departe cu aria de dezvoltare personală și m-am băgat la alte cursuri. E, acolo a început să meargă lucrurile un pic sideways, de ce? Dezvoltam mai multe abilități și nu mai știam exact la care să-i dau uh, importanța principală. Atunci am descoperit și affiliate marketing marketingul care îmi aducea rezultate semnificative. Țin minte că prima afiliere serioasă pe care am făcut-o, unde m-am implicat o lună de zile după ce veneam de la job, nu făceam nimic altceva până noapte târziu când mă puneam să dorm, iar la sfârșitul unei luni am încasat 17.800 de dolari. Față de un salariu de corporație și din zilele astea a fost nebunie, pentru că într-o lună de zile mi-am demonstrat că eu cu forțele mele proprii am reușit să ajung la astfel de cifre. E, fiind foarte implicat în partea de affiliate marketing, și ce mi-am luat focusul de pe Amazon, de pe afacerea din e-commerce. Asta normal că a avut o, o scădere. Bun, am avut buget să vin să o redresez, am făcut încât iar să meargă lucrurile. N-am mai avut alt proiect pe care să-l promovez în affiliate marketing. Că ceea ce se întâmplă în România e un fel de glumă, o să discutăm și despre asta dacă vreți. Dar eu promovam un proiect, promovam practic cursul pe care l-am urmat pentru a începe uh, afacerea pe e-commerce. Eram, cumva am avut norocul că eram și foarte la început. Țin minte că îl promovam și eu spuneam prin piață că mi-am generat primele mele mii de, de dolari. Ceea ce e palpabil pentru orice persoană, pe când alții care erau afiliați în același uh, program ca și mine vorbeau despre rezultatele altora autorilor cursului și ei erau milionari. Dar știi, când îi spui cumva milionar, deja se uită ciudat. Sunt sume pe care mintea noastră poate nu vrea să le creadă, să le înțeleagă. Și eu ziceam, bă, am făcut și o 3.000 de dolari. Normal că prezentam credibilitate, atrăgeam atenția și am atras foarte mulți oameni care veneau și îmi puneau diverse întrebări. Chiar merge? Bine, dacă stau să mă gândesc și eu când m-am înscris la acest curs, tot așa, era un curs promovat la vremea aceea de Laurent Sass și i-am scris lui, băi, chiar e pe bună treaba asta, cumva, pentru mine asta a adus și foarte multă credibilitate, că el era și este un nume important din industria de educație, din area de antreprenoriat, și văzând că și asociază numele cu acest brand și cu cursul respectiv, am prins încredere și m-am înscris. Bun, bun. Hai să, să vorbim de, cumva, de, nu știu, cele mai importante proiecte. Hai să le luăm și pe nume. Cele mai proiecte, importante proiecte la care, la care ai lucrat în online. Da. Păi, acela a fost, cursul de e-commerce a fost principalul proiect și de ce spun asta. De la da cursant am trecut la statutul de afiliat de top, adică îmi și făceam treaba, administram afacerea mea, am ajuns și afiliatul care aducea cei mai mulți, afilia mic, că erau și afiliații mari care na, nu puteam să mă pun cu nume, cum am zis și ea din iauri, uh, nume mari și cumva făcând activitatea de affiliate marketing, eu am dezvoltat mult mai multe abilități de marketing în general, pentru că spre deosebire de marketplace, unde tu, tu te bucuri de traficul pe care îl are acel marketplace, am învățat să fac și reclame de Facebook, am învățat să fac și mici modificări într-un site cu ajutorul unui prieten care m-a ajutat să-mi fac eu propriul meu sistem unde adunam lead-uri. Și unde... Eu la vremea nici nu știam că folosesc un funnel de marketing. Și el că e un sistem interesant unde eu captam datele oamenilor ca să-i plimb printr-o poveste și ulterior să le recomand cursul și adăugam foarte multe informații de la mine, din experiența mea, din rezultatele mele, dar nu știam că ce folosesc apoi în funnel. Având rezultate ca afiliat, la un moment dat țin minte că s-a întâmplat ceva cu agențiile de marketing care, cea care promova cursul și cea care a venit să-l promoveze ulterior, cea care a venit fiind o agenție mare cu zeci de angajați, a făcut o treabă not ok și inclusiv ca afiliat țin minte că povesteam cu autorii și le-am zis, băi, mi-e, mie, mie greu să-l promovez că nici eu nu înțeleg mesajele pe care le-au pus băieții ei în paginile din funnel, în web, în pagina de vânzare, erau niște mesaje super ciudate și cumva m-am oferit ca de la următoarea lansare să-mi permită să vin în echipa lor, nu ca afiliat, ci efectiv ca parte de strategie de marketing și țin minte că am preluat și parte de copywriting și parte de strategie și m-am implicat inclusiv în customer service, eram peste tot. De ce? Eu ca afiliat știam ce face fiecare departament, că am făcut-o de atâtea ori. Am generat rezultate și știam care sunt acele mici detalii care vor face o mare diferență. Că și la customer service sunt foarte multe firme care zic, ok, las că angajez o studentă, o pun pe aia să răspunde la telefon, îi dau o listă cu întrebările, le citește și a doua zi bună de lucru. E, îți pui în brațe imaginea brandului tău, a firmei tale și dacă nu e corespunzătoare cu vocea antreprenorului din spate, aici erau autorii cursului, era destul de greu să faci asta. E, acel proiect, după ce l-am preluat, a generat vreo 2 milioane jumate de euro în încasări. Deci, am reușit să-l ducem foarte repede la rezultate foarte frumoase. În cercul de prieteni pe care l-am format, că deja nu mai pot să zic că eram colaboratori, chiar eram prieteni pe bune și băi, făceam bani împreună, era super frumos ce s-a creat acolo. Au venit și alte persoane care voiau să își lanseze cursurile lor. Prieteni din această industrie și din grupul de, de cursanți pe care îl aveam acolo, era tot un curs dedicat sellerilor, dar nu de produse fizice, ci de cărți pe care le listez pe Amazon. E, e un proiect pe care l-am luat de la zero și țin minte că în primul an l-am dus la un milion de euro în vânzări, ceea ce din nou a fost o bifă așa, băi, ceva facem foarte bine. E, făcând strategia de marketing, făcând tot, practic, mai puțin web design, că asta nu e partea mea și ulterior m-am asociat cu Nicu Știrbescu, asociatul și colaboratorul meu, care ambalează într-un mod extraordinar Vizual, grafic, ceea ce pun în texte sau na, facem împreună niște strategii și niște pași prin care promovăm afaceri, promovăm proiecte care, uite că ajung la rezultate super frumoase. Și de la pandemie încoace, asta nici nefiind activitatea noastră principală, am generat vânzări de peste 4 milioane de euro. În paralel, din pasiunea mea pentru affiliate marketing, în momentul în care folosesc un tool care îmi place foarte mult, în momentul în care, nu știu, descoper o platformă care îmi place sau un curs, că am investit zeci de mii de euro în ultimii ani în cursuri, uh, și în momentul în care văd informație valoroasă, din pasiunea asta pentru affiliate marketing, am mai promovat și cursul sau toolul sau ceea ce mi-a făcut plăcere și am generat în continuare venituri frumoase, și de acolo. Adică Faptul că am început să câștig mai bine, mie mi-a permis să investesc mult mai mult în educația mea, iar azi trăiesc liniștit de faptul că, ok, mâine să zicem că nu mai merge nimic din ceea ce fac. Categoric, poți să iau o afacere care văd că aduce valoare prin ofertele pe care le are. Adică, nu știu, ești strungar și repar niște piese, chiar aduci valoare în, în piață. Mă duc la omul ăsta și îi propun să-l promovezi și să-i aducă mai mulți clienți. Și știu că pot să fac asta și într-o lună îmi pun pe picioare un nou venit. Uh, sunt niște abilități frumoase și mă bucur foarte mult că de când am intrat în area serioasă de antreprenoriat, în acest curs de e-commerce, noi aveam acolo și un curs de mindset. Uh, foarte mulți tineri, mai ales dacă ne uităm la generațiile astea puțin mai mici decât noi, nu visează decât bani, fără ceva palpabil în spatele lor. Vreau să fac bani. Ok, ca să faci ce? Nu știu, nu contează, dar vreau să fac bani. Uh, ai o problemă, în primul rând, de mindset, pentru că n-ai o direcție foarte clară, și mai târziu vei suferi că vei ajunge în locuri în care te plimbă soarta, că nu ai o direcție. Pe când? Păi, vreau să fac anul viitor 100.000 de euro pentru că îmi doresc mașina aia, pentru că îmi doresc trei excursii pe an, pentru că E, în acel curs. De mindset, noi am învățat că trebuie să ne punem dorințele pe o listă și să facem niște liste, dacă se poate, interminabile de dorințe. De la un pix la. Țin minte că vreun an m-am uitat după o boxă pe care vreau să-mi iau și așteptam să o la discount, că totul valora super mult. Uh... Și mi-am făcut-o cadou până la urmă, că nu mai. Nu... acele produse, bose. Boxele de la bose nu se discountează niciodată pentru că sunt. Super calitative. Și până la urmă am zis, ok, trebuie să las mintea să meargă în direcția asta a prosperității și o să-mi fac cadou ăsta, indiferent de valoarea pe care o are, mi-am luat acel cadou. Adică să nu te lași furat de ideea de a face bani fără o direcție, că nu mai ajungi să te bucuri de viață. Uite, astea, hai să mergem pe întrebarea asta, cum să facem bani online mergem da. pe varianta asta și poate luăm așa pe pași. Care ar fi prima variantă, primul, primul lucru care îți vine în cap, în cap? să zicem, o persoană care nu no, vine, stă pe net și acum stă toată lumea pe Facebook, pe toate lucrurile astea și poate este și corporatist. Hai să mergem și pe varianta. Cum să încep? Cu înceapă? Cu ocazia asta, trebuie să menționez și comunitatea mea, Smart Start, drumul spre succes în lumea business online, unde am pus foarte multe exerciții, exemple, Uh, avem inclusiv câteva bloguri de care sunt super mândru că am fost într-un moment de creație genial pe care îl, am reușit să îl scriu când am avut super multă răbdare și sunt foarte multe informații pe care le-am documentat acolo. În capul meu a fost ca un give back în urma unui accident pe care l-am avut și am rămas cumva, am rămas în viață. Ok. Și am zis că vreau să fac acest give back, mi-am luat un an mai de pauză, când nu prea puteam să mă mișc foarte mult. Și am stat și am scris și am documentat foarte mult și am pus aceste informații cap la cap. De unde încep și ce poți să faci? Bun, informații găsești multe și acolo, dar hai să le oferim informații și celor care nu mai vor să fie încă într-o comunitate. Depinde foarte mult de unde pleci și ce este în backgroundul tău. Eu cred că în jurul tău poți să dezvolți o abilitate, nu știu, poți să aduci cuiva o valoare. Să zicem că luăm un produs, hai să am vorbit mult de e-commerce, hai să mergem tot în direcția asta. A intrat pe mag și ți-ai luat o mașină de spălat, da? Pentru mașina aia de spălat, ce servicii s-au prestat ca ea să poată fi vândută acolo și ea să ajungă la tine ca și client? Cineva a făcut pozele, deci dacă ești pasionat de grafică, poți să faci fotografie de produs și să faci fotografii pentru astfel de produse. Este de lucru interminabil în industria asta, mai nou, videografia este ceva ce deschide noi orizonturi, pentru că în social media, pozele în area de marketing și de promovare a afacerilor, până acum, na, erau folosite pozele, acum video face tot. De ce? Într-o secundă de video poți să spui mai mult decât în 10.000 de poze pe care le pui într-o prezentare a unui produs. Și atunci, poate ești pasionat de partea asta și poți să faci video pentru acele produse. Sau partea de copywriting, dar copywriting acum pentru produse, na, că faci un titlu, o descriere, acolo trebuie să știi un pic de SEO, dar chestii super basic. Adică să iei cuvintele cheie care descriu acea mașină de spălat. Păi, mașină de spălat albă, cu kilograme nu știu câte, cu capacitate, la, la, la. trebuie să ții cont de cele cuvinte, să ai lista lor și să le îmbini încât să faci un text care convertește. Pentru că ce înseamnă o vânzare online? În momentul în care se întâlnește traficul cu indicatorul de conversie, se creează vânzarea efectivă. Și atunci, tu, textul ăla, trebuie să-l faci apetisant încât să te convingă să cumpere această mașină de spălat. Bine, am luat o nișă ciudată că aici e și branding. Dacă pe ea scrie Whirlpool sau Samsung sau Sony, brandurile mari, nu o să cumperi de la Xiao, CHANG. Da, acum, pe scurt, este să încercăm să spargem, să zic, o chestie, o vânzare, mai multe mii servicii, să vedem de care suntem, să zic, pasionați. Uh, pasionați. Exact, exact. Da, exact. iar tu dezvolți un mic serviciu. Să zicem că, ok, ești, din area de e-commerce ca să fie și mai simplu de înțeles. Băi, te apuci și faci fotografii la nuți. Ai fost pasionat de mic, să faci tot felul de poze, ți-ai luat niște aparate super bune și te duci să faci poze la nunți. E, în jurul tău, tu, în momentul în care devii super bun în ceea ce faci, poți să începi să delegi partea de editare foto. Aia, cred că o, ai, o poți delega din start, pentru că tu ești la eveniment, ți-ai consumat energia, dar poate ai și jobul clasic în paralel. Și de luni până vineri n-apuși să editezi pozele și le dai la altcineva să le facă. Deci, din start poți să delegi și să nu faci toată partea asta. Uh, în momentul în care devii foarte cunoscut, în momentul în care devii foarte pasionat de treaba asta, tu poți să delegi sau să iei oameni în jurul tău care să te ajute tot mai mult. De ce? Pentru că începi să fii și cunoscut în piață, să devii o autoritate și să fii plătit mai bine pentru ceea ce faci, dar trebuie să începi de undeva. Iar ulterior, după ce devii o autoritate în piață, trebuie doar să ți aduci clienții potriviți. Pentru că nimeni nu vrea cei mai ieftini clienți care n-au nici bani, dar au multe pretenții. Și Asta obții în momentul în care devii cu adevărat bun. Dar trebuie să pleci de undeva. Mi-aduc aminte că am făcut și foarte mult voluntariat la început și în area de marketing, pentru că eu ca afiliat, când m-am implicat prima dată, nu știam dacă o să am rezultate sau nu știu. Am riscat, da? Am riscat toate resursele pe care le-am pus la dispoziție o lună de zile și de unde putea să nu iasă niciun rezultat. Da, uite, vorbim de marketing afiliat cum face marketing afiliat în România, pentru că, da, nu știu, acum, dacă vorbeam acum câțiva, mergea cumva și pe cele două platforme cunoscute din România, să zicem mergea. Dacă te implicai foarte mult să-ți faci, nu știu, blog, content și așa mai departe, prin nu știu, căți și așa mai departe, poate mergea. Dar cum mai, acum, cum vezi tu situația asta de marketing afiliat? Cum, cum, cum ar fi să faci totuși mai mulți bani, nu ceva 100 de euro? În România? În România da. nu zic în România. Noi ca român putem face și dincolo, la urmă nu e limita România. Dar zic așa, general, noi ca români cum putem face. Da, îmi aduc aminte că eram la un eveniment de e-commerce care s-a ținut la București cu selleri din România și Bulgaria. Toți aveau venituri de peste un milion de euro pe an. Și la un moment dat a fost o perioadă în care s-au cam terminat topicurile discuțiile, unul din speaker n-a ajuns că și-a pierdut avionul și am zis, bă, eu vă prezint o chestie dacă se poate să ocupa acest timp prin care voi puteți să faceți și mai mulți bani, voi, selleri, să faceți affiliate marketing după vânzările pe care le faceți. De ce? Să spunem că vinzi niște produse de bebeluși, niște, nu știu, biberoane, bavețiși, ce -o fi. E, în momentul în care i-ai vândut unui părinte, că știi cine a fost clientul ăla, dar nu a cumpărat, nu știu, poate a cumpărat bunicul, da, într-adevăr. Dar dacă o cumpără de la tine cineva, șansele sunt foarte mari că asta să fie un părinte care are un bebeluș acasă. Tu știi ce vârstă are acel bebeluș, știi ce nevoi are și automat te duci și contactezi toate cursurile din, să zicem că în România se întâmplă chestia asta. Te duci la toate cursurile de parenting și contactezi pe respectivi autori. Băi, vreți să facem un deal? Eu vând produse și am datele clienților mei, ulterior aș putea să-i duc înspre cursurile voastre. Și dintr-un biberon pe care l-ai vândut și ai făcut un profit de 10 lei, tu ulterior îi duci pe oameni prin sistemul ăsta de, hai să-l numim affiliate marketing, de poate fi o colaborare. Pentru că în spatele afilierii, practic, asta este. Este o condiție de win-win-win, câștigă cel care vinde câștigă cel care promovează și câștigă cel la care ajunge produsul pentru că îi rezolvi nevoia. E, după ce ai vândut un biberon la care ai făcut 10 lei profit, vinzi un curs de 1000 de lei și ai făcut 200 de lei profit. Și Știți, era, era e, e ilegal, e ilegal, nu, nu poți să faci asta. Am avut noroc că în sală erau niște speaker foarte mari care m-au susținut și au zis, băi, noi facem chestia asta de ani de zile, adică chiar o facem că asta ne propulsează enorm de multe vânzări suplimentare. Dar dacă nu vinzi nimic, e, atunci apelezi la informațiile pe care le-am pus la dispoziție inclusiv într-un curs gratuit. Te învăț cum să faci un funnel de la zero. Ce înseamnă asta? În loc să vinzi acel biberon, că nu vinzi nimic online, creezi un material pentru părinții care numai ce și-au luat copilul de la maternitate. Și când ajungi acasă, te ia panica, că nu știi dacă copilul respiră, dacă l-ai șters bine, dacă i-ai făcut toate chestiile astea. Cu cea GPT acum faci un material super complex în câteva ore și bine, frumos, aranjat și documentat. Oferi acel material gratuit ca cineva să ți lase adresa de e-mail, datele de contact, da? Frumos, să-ți creezi un sistem pe care îl faci în 2023 în mai puțin de două ore pentru că ai tool și platforme unde nu mai trebuie să fii web designer, nu mai trebuie să fii, nu știu ce, mega specialist. Ai făcut acel material, îl dai celor care vin să a, acceseze informația, și tu știi că ei sunt părinți ai unor bebeluși. Păi, vine Crăciunul acum, da? Tu știi că au bebeluși, le trimiți înainte de Crăciun mail-uri cu link de afiliat spre toate produsele care ar putea să le fie utile, dar nu o să faci vânzare agresivă, ci efectiv să-i ajuți. Hei, am făcut un studiu. Și am văzut care sunt cele mai potrivite biberoane, care sunt scaunelele care fac nu știu ce. Sunt miliarde de produse, doar să. Uite, și mag oferă afiliere și poți să faci afiliere la orice produs pe care îl vinde de Emag. Doar că vii cu o prezentare diferită. Vii și prezinți acel produs într-un mod în care persoana care ți-a lăsat ție datele, că ți dai acel material gratuit, efectiv, simte că îi oferi valoare ce băi, stai un pic, super fain, mulțumesc de recomandare, cumpără, nu-i pasă că tu ai făcut o comision acolo. Mm -hmm. E, continui chestia asta, ghiși ce, copilul ăla la anul are un an. Tu vii și faci oferte pentru produse unui copil. Și sunt pretabile unui copil de un an. Și continui chestia asta și peste 18 ani îl consiliez pe părintele acelui copil spre ce mașină să-i cumpere, da? Deci nu ai crezi un business, crezi un legacy pe chestia asta, pornind de la o idee simplă. Ei clientul, știi cine e, ce nevoie are și în funcție de aceste nevoi, ăsta e affiliate marketingul pe care îl faci, de unde tu generezi venituri din produse care, care nu sunt ale tale. Nu-i dropshipping pentru cei care nu înțeleg diferența, adică tu nu pui niciodată mâna pe, pe produs sau pe facturi sau treaba lui la care le vinde. Tu doar prin linkul care are un tracking, Recomandă acel produs, iar produsul ăla, dacă se cumpără, cine îl vinde, îți dă și ție o bucățică mică din, din vânzare, mică sau mare. Pentru că sunt oferte foarte fine mm -hmm. unde vezi că ți se oferă și 50%, nu la produse fizice, dar la produse digitale. Mm -hmm. da, da, da. Mm -hmm. da, aici totuși, dacă e să așa trebuie, anumite cunoștințe de educare, cum ai zis și tu, poate anumite cursuri de start, gen, nu știu, să știi... Evident, ai zis tu că sunt tool-uri și GPT poate să-ți facă să te ajute cu să și așa mai departe, dar după aia mai trebuie să știi poate cum să faci un ad, cum să faci, nu știu, un grup pe Facebook, cum să faci, nu știu, o reclamă pe TikTok, cum să nu știu ce. Sunt lucruri pe care trebuie să le învățăm. Uite, Laurențiu a fost uimit lunile astea de rezultatele unei cursante de la mine din comunitate. Eu mereu le-am spus oamenilor că mă, din surse de trafic gratuit nu știu dacă poți să faci foarte multe. Ea este educatoare, este o tipă super harnică și muncitoare și a creat o mapă prin care uh, celelalte educatoare care o cumpără își scutesc foarte multe ore de muncă de cele de tot felul de materiale pe care ele le pot folosi la orele cu micuții. Deci, mapa aia e 150 de lei și le rezolvă și le scutește de multe ore de lucru. În momentul în care i-am arătat pașii prin care se facă un funnel, dar informația din interiorul cursului, și v-am spus, există și curs gratuit pentru asta, pentru cei care vor fi interesați, uh, i-a oferit inițial în grupuri de Facebook unde sunt educatoare materiale gratuite, exact cu sistemul pe care vi-l prezentam. Uite un material gratuit, țin minte că a dat un studiu, tot așa, le scutea pe fete de foarte mult uh, ore de lucru, printr-un alt material pe care le a dat inițial gratuit, în schimbul datelor de contact. Ele intră în baza ei de date, ulterior, ea le dă tot mai multe informații utile pentru viața lor de zi cu zi, ei află cine este acest seller, ce face, se obișnuiesc cu ea, a primit super feedback-uri din ce am înțeles și îmi pare rău că nu duce afacerea la nivelul următor și mai repede, că îmi place foarte mult ideea ei, dar n-a investit deloc buget de marketing pentru a se promova și s-a folosit strict de uh, grupurile de Facebook, iar în prima lansare din prima lună a generat 16.800 de lei în vânzări, cu acea mapă. Zero investiție de promovare. Da. Mi se pare un venit foarte frumos pentru da. o prima lună de activitate, iar acum urmează să se lanseze al doilea produs în o nouă lună și sunt super curios să văd ce se întâmplă, pentru că e un proiect la care nu așteptam să aibă un potențial atât de mare, având în vedere că n-a investit buget de marketing. Că, noi venim din area asta, știm că pentru a crea o vânzare și dacă vrei să o accelerezi, bagi acolo reclamele, pornești, le duci înspre sistemul tău, fie că e funnel sau nu, și generezi vânzările pentru că urmărești anumiți indicatori. Chiar asta, eu și eu lucrez în marketing, ne-am întâlnit pe proiecte de marketing am împreună. Chiar asta observ, ok, poate vânzarea directă în 2023 mai funcționează, să zicem, poate pe la magazin online, da, promovezi produsul X, mergi. Dar fanul este foarte, foarte important, în special, cred că la servicii și în special la, nu știu, dezvoltarea unui brand personal, brand de, nu știu, de orice tip de brand, cred că este esențial din punctul ăsta de vedere. Tu ce zici? Sunt uimit că văd foarte mulți influenceri mari care din asta trăiesc. Băi, au foarte mult trafic, și vezi că au un link în bio, adică ei trăiesc din traficul de pe una sau mai multe rețele de socializare sau de content media și au un link care duce spre vreo carte într-o bibliotecă, o librărie, la care ei nu au niciun control. Ești nebun să faci chestia asta? Adică. Ok, tu știi că aduci foarte mult trafic și duce spre un link unde ți se pierd toate informațiile. Nu ai pus un pixel de Facebook, nu poți să faci un retargeting, nu poți să faci nimic să mai comunici cu persoana care întâmplător a ajuns pe linkul tău, că probabil tu vorbești despre 10.000 de topicuri și oamenii ajung și văd că ai și un link și se duc pe el. Uh, nu le iei datele. Te bazezi pe faptul că ai 10 milioane de followeri pe o rețea de social media care mâine ți închide contul. Da. Și pa, nu, nu. mai există. Uh -huh. Am exemplu de genul ăsta, un colaborator și o persoană pentru care am foarte mare respect, cu un business în US. Are câteva milioane, două sau trei milioane de followeri, iar Instagram i-a închis la un moment dat contul pentru două luni, că cineva din echipa a făcut o gafă și a folosit ceva materiale preluate din alte părți. Na, da, da, s-au raportat acele materiale, s-a închis contul. E un business care a căzut de la o cifră de afaceri de, cred că era peste 4 milioane de dolari în momentul respectiv? Nu. No. La. Nimic, pentru că n-a făcut acest, uh, această recomandare pe care o am. Băi, luați datele potențialilor voștri clienți, luați-le undeva unde voi să puteți avea control asupra lor. Și aici mă refer în special la email marketing, unde lumea zice, da, dar lumea nu mai deschide e Nu deschide e dacă faci un newsletter obosit în care pui niște informații care n-aduc nicio valoare nimănui, și după ce citești un astfel de newsletter, nu o să-ți mai deschidă nimeni e urile Dar dacă încerci să. E informații prin care aduci oamenii printr-o poveste, printr-o poveste care definește brandul tău și care oferă valoare în același timp, oamenii îți vor urmări materialele, oamenii se vor bucura să vadă că vine o informație de la tine. Uh, scandalul fraților Tate. Nu prea place să vorbesc, dar uite, ei au un newsletter unde zilnic se trimite un e-mail. În continuare se trimite un e-mail. Dacă ei la nivelul lor și-au creat un imperiu cât au fost pe Val s-au bazat pe email marketing și multe alte companii mari. Noi de ce nu am face-o? De ce nu am respecta strategii care funcționează garantat și sunt foarte eficiente? Văd în piață mulți uh, antreprenori de pe la noi care promovează pro, care promovează promovarea online. Mm -hmm. uh, asta fără reclame. Oi, uh, nu știu ce să zic. Ce afacere a ajuns la peste un milion de euro fără un buget de reclame? Ok, într-adevăr, dacă ești un coach sau un stomatolog și tu poți să iei doar 10 clienți pe zi și ai doar 7 zile pe săptămână, normal că, nu, ți se umple programul ăla și s-ar putea și organic, fără reclame, să poți să faci treaba asta. Dar dacă ai o afacere unde ai dezvoltat un produs digital pe care poți să-l vinzi de un miliard de ori și pe ăla îl mai promovezi tot organic, și cum scaleze afacerea. Nu mi-am dat seama de aspectele astea decât tot prin educația pe care am făcut-o, prin cursuri, prin mastermind-uri, unde la un moment dat ne prezenta un venture capitalist care a dus afaceri toată viața lui la cifre impresionante și ne ziceam, băi, tu trebuie să ai control peste toate cifrele din afacerea ta și ne-a dat o schemă cu ținta ta pe anul viitor, pe care o spargi pe quarters, pe trimestre, fiecare trimestru pe luni, lunile pe zile sau pe săptămâni și după aia pe zile și tu ajungi să ai activitățile tale din fiecare zi care îți garantează niște vânzări care o să te ducă la uh, ceea ce ți-ai propus pentru luna respectivă, pentru cuarterul respectiv, pentru anul respectiv și dacă tu nu ai niciun tracking, n-ai nicio Uh, autoritatea asupra acestor cifre care vin înspre tine, și tu ești la voia întâmplării, organic, mm, nu știu ce să spun. Și mm -hmm. mai devreme sau mai târziu, dacă vrei să creezi o afacere reală, tot înspre reclame ajungi. Sau înspre un branding foarte bine făcut care îți poate garanta un trafic suficient de mare. că Poate să nu fie vorba de reclame, poate să fie vorba de SEO, de exemplu. Mm -hmm. Da, asta, partea, vreau un pic revin un pic în urmă, partea cu influencerii, din păcate, este foarte adevărat, în sensul că chiar am fost și la conferință cu influenceri foarte, foarte mari și foarte puțini dintre ei captează adrese de mail, cum ai zis tu, iar multe agenții de PR, chiar nu vorbim de România, era pe România toată treaba asta, urm nu urmăreau vânzările și asta mi se părea foarte interesant, noi urmărim awareness-ul, că știm că influencerii nu prea aduc vânzări. Și a zis, Păi, uite de ce nu prea aduc vânzări. Păi, ei nu-și dau seama ce bani lasă pe masă. Îmi aduc aminte de două feluri mari de cursuri online și noi venim din industria asta, adică am ajutat și eu și tu la mai mulți antreprenori să genereze vânzări frumoase în industria de cursuri online. Uh, Shelly și Mikey H. care și-au lansat cursurile lor online ce n-au generat niște vânzări semnificative. De ce? S-au bazat pe autoritatea pe care ei o creaseră ca brand personal în piață, dar fără un sistem clar prin care să creezi acea poveste, exact de care povesteam anterior, în care tu oferi valoare printr-o... Prin, că nu trimiți oamenii odată pe o pagină de vânzare, bă, cumpără de acolo. Facebook, într-adevăr, dar Facebook a apărut în 2004. Cum făceam noi vânzările înainte de 2004? Că un client trebuie să treacă prin niște pași foarte clar definiți, orice carte de vânzări, orice curs de vânzări îți spune că pentru a face o vânzare, o persoană trebuie să afle de tine, să te cunoască, să te placă, adică să vadă că știi ce vorbești în industria în care acționezi și în care activezi, ca ulterior să prindă încredere și tu să, sau brandul tău să reprezinte o autoritate pentru el și abia apoi să cumpere. Nu poți să faci asta printr-o trimitere spre o pagină de vânzare cumpără de acolo, uite ce am lansat, cumpără de acolo. Hmm, nu cred că merge. Merge, dar conversia e foarte mică, faci acolo câteva vânzări, dar lași foarte mulți bani pe masă. În momentul în care tu știi foarte clar și prin email marketing poți să faci asta, la ce etapă a ajuns persoana care s-a înscris azi în funnel tău, în sistemul tău de promovare? Că i-ai oferit un material, știi că a ajuns la niște informații pe care tu îi le-ai oferit, apropo, toate tulurile de e-mail marketing, tulurile bune, nu mail, ci și alte jucării pe care, care falimentează multe afaceri, uh, îți arată niște indicatori, câți oameni au deschis e mail respectiv, dacă nu l-au deschis, îți permit aceste tooluri, mai ales tulurile serioase, îți permit să faci automatizări. Dacă o persoană n-a deschis acest e-mail, după 24 de ore, îl mai retrimit odată, cu un alt subiect sub o altă formă, ambalat un pic altfel, încât șansele mele cresc ca acea persoană să ajungă la aceste informații. De ce? Ca să pot să le dau abia ulterior pe următoarele și în momentul în care eu fac această poveste. Da, să ne gândim exact ce vă ziceam. Cum făceai o vânzare înainte să existe Facebook? Că o persoană trebuie să te vadă și sunt studii peste studii care au, au demonstrat asta. O persoană trebuie să te vadă de cel puțin 6, 7, 8 ori, acum depinde și de valoarea ofertei pe care o vinzi, dar trebuie să te vadă într-un număr repetat de ori pentru a face o achiziție de la tine. Și atunci, și pentru o mașină aia de spălat, nu o cumperi imediat ce o găsești, că o într-un coș și zici că te mai uiți și între timp încep să-ți apară reclamele din toate părțile, că dacă ai căutat orice electrocasnic, după aia nu mai vezi altceva când deschizi internetul, orice pagină, orice rețea de social media că te fludează cu reclame. Dar de ce fac asta? Pentru că ei știu, rețelele mari știu, marketplace-urile știu, magazinele online știu acest aspect, că nu o să vinzi prin faptul că îi arăți odată unui om o ofertă. Și asta faci printr-un funnel de marketing, asta faci prin email marketing sau dacă nu-ți place să te cumpliști cu toată partea asta, o faci prin retargeting. Că, na, ți intră un om odată pe un site, ai luat cookie-urile sau l-ai prins cu pixelul de Facebook și ulterior îl retargetezi și o să tot vadă mesajul pe care îl ofer și e o chestiune perfect legală, normală, adică așa se face marketingul. Ce este la funnelacademy.ro? Ce află lumea acolo? Este la smartstar.ro slash funnelacademy. Acolo Lumea învață cum poate să-și facă uh, o structură, dar da, bine ai spus, că dacă intri pe funnelacademy.ro, acolo avem cursul gratuit unde sunt două ore de informație care îți arată mm. basic mm. cum înțelegeți un, un astfel de sistem. da. Uh, cursul complex Funnel Academy, în schimb, are vreo 30 de ore, vine și cu uh, suportul nostru, cu acces la mine și la Nicu și la mentorii noștri și acolo ajutăm afacerile efectiv să-și creeze astfel de sisteme de promovare, dar pentru cei care acum aud pentru prima dată, chiar recomand da, cursul de pe fanelacademy.ro, cursul gratuit unde oamenii pot să intre și să vadă cum faci o chestie de asta, pentru că am detaliat-o cu grafice frumos ca să înțelegi care sunt etapele, la ce trebuie să te focusezi, pentru că na, oamenilor le place să sară etape, să țară peste pași ca să ajungă repede la rezultate, dar dacă te grăbești, în marketing, în promovare, în orice fel de activitate prin care tu vrei să ajungi către clienții tăi, cu cât te grăbești mai tare, cu atât vei face mai puține vânzări. Dacă stai și îți creezi o strategie de marketing și o structură mai complexă prin care te gândești mai în prim-principe paștră să treacă un om ca să facă o achiziție de la mine, atunci lucrurile se schimbă și încep să vină rezultate tot mai bune, dar trebuie să ai un pic răbdare. Crezi un astfel de sistem odată și după aia îl folosești ani de zile, dar până îl crezi, trebuie să ai un pic de răbdare, însă rezultatele sunt semnificative ulterior. Așa este. Adi, ușor, ușor ne îndreptăm așa spre, spre final. Mi-ai acoperit mult din întrebări, chiar dacă nu au fost efectiv spuse, sus mi a acoperit foarte multe din, din întrebări și chiar cred că a ieșit, a ieșit destul de bine. Doar așa de final, dacă poți să ne spui, nu știu, câteva sfaturi de așa de rămas după acest, după acest podcast pentru cei care efectiv vor să înceapă de mâine să facă cumva niște bani în plus în online. Așa, cu liniuță. Da, nici nu, nu e nevoie de liniuță, că e un singur aspect pe care trebuie să-l ia în considerare. Și... Îl știu pentru că zilele trecute l-am discutat cu un fost coleg care încă își mai bate capul cu industria construcțiilor. Bine, cineva trebuie să le facă și pe astea, dar nu are nicio satisfacție în viață, în carieră, pentru că la sfârșit de lună te uiți la banii pe care îi încasezi versus riscurile sau timpul pe care îl petreci departe de familie și nu-i convine. Zice, băi, știi, când te apropii sau ai trecut de 40 de ani, te mai apuci de ceva nou? Băi, da, te apuci la orice vârstă dacă vrei să depășești situația în care te afli, mereu vor exista soluții. E foarte important să vezi ce faci cu timpul și cu energia ta. Adică, ok, ai salariul care te ține într-un loc călduț și care sper că nu e spre minimul de pe economie că atunci trebuie neapărat să faci asta, dar altfel e o recomandare. Vi acasă și, și eu îl întrebam pe fostul meu coleg, ce face seara, ce face, că știu că are copii mici, că nu, sunt multe activități, dar zice, băi, seara mă mai pun și stau pe Netflix, perfect. Cu ce poți să înlocuiești Netflix-ul? Te duci în librăria din orașul tău, la secțiunea de cărți de dezvoltare personală și ei orice carte a cărui titlu te atrage. De regulă poți să le și deschizi, să le răsfoiești puțin, și asta e un foarte bun început. De ce? Îți vor veni idei. Te uiți la povestea pe care o spunea acel autor. Mulți dintre ei nu au fost cei mai de succes oameni, dar au scris niște cărți care sunt super de succes și din care îți poți lua niște idei pentru că la rândul lor i-au studiat pe oamenii de succes și intri în acel vibe al lor, în acea energie a lor, diferită de a actorilor de pe Netflix, diferită de a prietenilor cu care poate stai seara la bere sau la un pahar de vin și seriile alea trec, timpul ăsta trece. Iar dacă începi să investești timp în educația ta, veniturile vor începe să se schimbe pentru că cel puțin îți vei lua idei despre ce să faci cu banii tăi, cu timpul tău, îl urmărești pe Laurențiu pentru că îți dă multe idei despre investiții și decât să stai la Netflix, mai bine urmărești un astfel de podcast. Adică dacă ești aici, oricum ești o persoană care își dorește să se dezvolte. Sau un starting point foarte bun și ieftin este Udemy, unde dacă tu ai o abilitate de, sau o pasiune din orice domeniu, găsești cursuri despre cum să faci ceva în acel domeniu. Îți cumperi cu 9, 10, 12 dolari un curs, sunt de regulă cursuri basic, cursuri foarte, la un nivel foarte de început, dar decât să stai să te uiți la Netflix și mâine să fii în aceeași poveste în care ești de o viață întreagă, poveste care nu te împlinește financiar, mai bine te duci și după niște luni în care ai început să învârți niște rotițe la nivel mental, Încep să-ți vină idei. Păi stai un pic, că și eu pot să aplic așa și așa și să fac ceva. Mi-aduc aminte când eram, după ce am plecat din construcții și mă duceam înspre corporație, lucram prin vânzări, prin sistem bancar, prin son, și m-a prins revelionul undeva la munte, la o cabană, dar eu îmi doream, aveam un cap foarte clar să ajung în corporație, să-mi schimb mediul de lucru, că nu-mi convenea, și știam că în corporație e căldut și bine. Începusem să învăț uh, programare, dar aveam strict abilitățile mele basic de ce am făcut informatică la liceu, ulterior m-am înscris și la facultate de informatică. Dar chiar dacă era revelionul, m-am dus sus în cameră, am zis, băi, eu azi n-am făcut nimic. Jumătate de oră mi-am luat laptopul și am deschis un curs pe care l-am găsit gratuit pe YouTube, unde un tip m-a învățat coding în Python. Și am mai învățat cum să fac niște mici probleme de matematică, pe care ulterior le-am postat pe GitHub, dacă mi-aduc aminte. Asta e o platformă gratuită unde îți pui tu mici coduri pe care le-ai scris. Și mi-am pus codurile alea pe acolo. Țin minte că am fost contactat de, contactat de diversi, nu știu ce erau, firme de dezvoltare de software care vreau să mă angajeze pentru că mi-au găsit acele lucrări. Normal că mi-am luat panică și le-am zis nu, că eu mă jucam așa la un nivel super basic și nu aveam încredere în abilitățile mele. Da, a fost un început super bun și la interviul pe care l-am dat ulterior în corporație, normal că am trecut testele pentru că nu le-am trecut, că am făcut eu treaba super bine, dar am demonstrat că vin din alte industrie și totuși am dorința să dezvolt abilități. Pe când, dacă nu ai, vei rămâne strict acolo unde ai fost și ieri și alaltă și toată viața care o te împlinește, că altfel alții... n-am avea această discuție. Exact, exact. Uite, mi-a mai venit mie o întrebare mai lugi Bupi, um, pentru că am vorbit despre e-commerce pe, și de a lua produse și a vinde pe Amazon, pe Mac și vreau să pun întrebarea asta că poate rămâne așa acolo ne nepusă. Da. Mai funcționează acum sau nu mai funcționează? Să luăm și anume? Se, să, dacă mai funcționează să luăm produse gen din China, să vindem pe Mac sau uite pe Amazon. ca Amazon? poate mai este, poate este întrebarea asta unei care ne ascultă și mă gândesc să fie răspunsă treaba. Pe Amazon, nu. Nu dacă nu ai knowledge, nu dacă nu ai experiență, nu dacă nu ai un buget semnificativ. De ce? Nu mai este piața pe care am întâlnit-o noi în 2016, 17, 18 și inclusiv 19. A Am mers până în urmă cu doi, 2, 2 ani, 3 ani, ceva de genul a devenit tot mai aglomerată pentru că piața din US, dacă vei lansa ceva pe Germania, Italia, pe țările astea mai mici, șansele sunt foarte mari să ai succes, doar că trebuie să înțelegi jocul de TVA și să-ți nebunești contabilul, iar în România sunt vreo trei contabili care știu să facă treaba asta cu Amazon. Să -ți țină contabilitatea unde tu importi marfă care nu trece prin România. E un pic mai complicat. Deci Amazonul nu mai este ceea ce a fost. Dacă ai knowledge, poți să o faci. Am fost uimiți anul trecut de cazul unei cunoștințe care și-a vândut casa cu 200.000 de dolari și a băgat toți banii în Amazon. De ce? A prins un produs cu un potențial imens, știa ce face și acum poate să-și am în fiecare lună o casă cu 200.000. Dar avea knowledge, avea experiență, știa ce face și a venit cu bugetul ăsta insane un pic. Că alții se luptă o viață întreagă să facă banii ăia, nu? 30 de ani, 40 de ani lucri pentru o sumă de genul ăsta. Ei, el a, și-a vândut casa, efectiv știa că merge într-o direcție foarte clară, avea anulit ce a făcut-o. Dar cum am început noi cu 5.000-10.000 de dolari, pe Amazon nu mai faci mare lucru, însă EMAG și-a deschis porțile și sunt larg deschise. Este o oportunitate de care, dacă vezi acest podcast în 2023 sau în 2024, dacă încă mai tragem trafic acolo pe YouTube unde pune Laurențiu uh, acest podcast, da, acum este momentul să prinzi acest tren. Nu știm ce urmează, când ce se va întâmpla. Mi-aduc aminte că și eu și mulți alții cu care am interacționat din această industrie, Inițial ne gândeam că în momentul în care începe o afacere, de acolo trebuie să te pensionezi. Că avem cumva în genele noastre implementat asta de la părinții noștri, dar deloc, fals. Hai să facem rapid un milion de euro din ceea ce merge azi, bate fierul cât e calb. Și dacă nu mai merge peste 2 ani, cui pasă, pentru că deja ai buget și knowledge, că te dus într-o industrie în care, dacă este o dinamică, tu ești pe val și prinzi acea dinamică și te duci în următoarea direcție. Poate bubuie, OLX-ul, eu știu ce mai bine. E, emag ul are un potențial imens. Uh, sunt în mai multe cercuri de oameni care desfășoară această activitate de e-commerce pe MAG și este un moment extraordinar. Dar nu m-aș duce dacă urmărește acest podcast în 2025, ar putea să fie târziu. Dacă auzi mesajul meu anul, în anul 2023 sau 2024, da, este doable, este de făcut acum, știu care este planul EMAC de a dezvolta numărul de seller și ei investesc enorm de mult înspre a atrage seller, din păcate îi aduc și pe cei din China direct să vândă aici și ăștia creează o oarecare competitivitate, dar eu ca un test am adus un produs pe piața din România cu experiența de pe Amazon, cumva fiind mai mult implicat în area de marketing, de lansări prin funnel n-am mai fost atât de implicat în, ICOM și am zis că vreau să lansez ceva pe România. Am adus niște portofele și am fost uimit de faptul că în două, trei luni am dus acel pro produs pe profit și dacă mai aduceam câteva produse, era încă un business profitabil. N-am mai avut focus, timp, chef să merg mai departe cu businessul, dar testul mi-a trecut și era un produs, am zis, da, era un portofel. Băi, nu ți încăpea uh, buletinul în el. Era, de fapt, un porcar. Și un produs de genul ăla pe piața din România, mă gândeam că o să-mi genereze return -uri. multe produse care se întorc, că da, l-am prezentat suficient de bine încât să înțelegi că nu-ți încape buletinul în el și din poze și din dimensiuni. Și, cum v-am spus, într-un timp foarte scurt a ajuns la profit, dar de orice activitate te apuca, ai nevoie să fii înconjurat de oameni care sunt la același Nivel cu tine la aceeași etapă, oameni cu care să te consulți. Pentru asta, pe piață sunt mai multe cursuri, de asemenea, și de aia zic, băi, în momentul în care vrei, e ca și cum ai cumpăra o franciză. Cumperi informație de la cineva care a ajuns la un nivel la care tu vrei să ajungi, nu te consulți cu prietenii, cu familia, care nu au nicio treabă cu direcția în care vrei să mergi. Dar da, e-commerce-ul este, rămâne o oportunitate frumoasă, bună de început pentru oameni care n au experiență și mai ales e comerțul pe marketplace, unde mm, tu ai un mediu safe, destul de safe, în care să pui listingul produsele. Să Dacă le... mergeți, își fac și propriul site, pe la urmă. Dacă merge, nu. Sau nu. Sau nu. Uite, am fost uimit, dacă tot vorbim despre asta, în urmă cu câțiva ani, un prieten de-al meu vroia foarte mult să intre în industria de e-com, dar nu știa să-și facă nici site propriu. Emag nu cred că avea la vremea aceea posibilitatea de a-ți permite să vinzi ca third party seller și a făcut o pagină simplă, one page, în care vindea un produs de care oricine are nevoie, nu vreau să spun produsul că în care business-ul respectiv și nu vreau să-i aglomerez nișa, dar să zicem că vinzi hârtie igienică, oricine are nevoie de ea și ca să o comanzi, el n-a știut inițial să-și facă partea de U, comanzi de, de comandă. Era doar un formular în care îți lăsai numele, cantitatea, adresa la care să ți se livreze și numărul de telefon. Iar în ziua aia sau a doua zi, lua toate formularele și suna pe oameni, ați pus comanda... Plus că dacă îi suna, încerca să facă și o vânzare mai mare. Știți, mai avem pe lângă hârtia respectivă și nu știu ce. Nu vreți și produsul al doilea sau două pachete și vă fac o reducere. A ajuns la niște cifre insane cu formatul ăsta. Țin că ajunsese la 60.000, după aia la 80.000 de lei în mai puțin de un an ceea ce a permis să-și dezvolte ulterior și un magazin serios, să pună lumea comandă direct acolo online și să nu mai meargă pe formularul ăsta, dar a rămas un de inventivitate și de cât de tare poți să, să pușui și să împingi dacă tu crezi în ideea ta. El știa că are un produs bun, știa că are niște aturi în nișa respectivă pentru că lucrasă pentru cineva din industrie. Și cam știa cu ce se mănâncă activitatea respectivă și uite că dintr-o idee super simplă a dezvoltat un business care și azi există și e puternic în piață și generează super vânzări pentru că, așa cum v-am spus, rezolvă o problemă din piață. Dacă începe o afacere, eu mi-aduc aminte de anii trecuți când căutam idei de a face bani pe și în capul meu, doamne, erau tot felul de idei că cine știe ce clipuri trebuie să dau ca să ajut pe cineva. Nu, trebuie să ajuți pe cineva efectiv să împingă mai departe, să-l să scutești de timpul pe care el ca antreprenor l-ar aloca în afacerea lui. Mm -hmm. Mulțumesc, Adi. Unde, unde te găsește lumea, chiar ca să înainte să ghid? adipetrasca.ro Adipetrasca.ro este un fel de link unde ai toate opțiunile. De acolo ajungi la cursul gratuit, de acolo ajungi la varianta de curs plătit pe care o avem, de acolo ajungi la blogurile pe care le-am scris și pe care îți recomand să le citești pentru că te pot duce în această direcție, de acolo poți să ajungi în comunitatea noastră gratuită, unde, chiar dacă n-am mai postat de mult, sunt niște exerciții care sunt valabile și o să fie zeci de ani de zile de acum. Mm. Sunt niște exerciții care îți spun că dacă te apuci de o activitate nouă și în jurul tău ai haos, haos vei avea și în afacere. Dacă nu-ți faci curățenie în mediul tău, în mintea ta, Asta se va răsfrânge și asupra activităților tale și sunt niște exerciții pe care și eu mi le-am luat de la mentorii mei, de la oamenii cu care am lucrat și care categoric pot să te ajute dacă îți dorești cu adevărat să ai rezultate și ai răbdarea necesară, că rezultatele nu vin peste noapte. Mulțumesc tare mult, Adi. Și eu vă mulțumesc. Dragilor, cam asta a fost ultimul episod din Banii Vorbesc din sezonul 7. Promitem că venim și cu sezonul 8 cu mult mai multe episoade. Mult mai multe informații. Eu sunt Laurenții Mihai și să ne vedem cu bine la anul, cu uh, următorul sezon. Toate bune!